finalistul de la Români au talent, Leon Magdan, a pregătit o multitudine de activități interesante, provocatoare pentru participanții la nocturna bibliotecilor, de la copii până la seniori. Astfel vor avea loc ateliere, spectacole de magie, teatru de păpuși vii, experimente științifice și teatru de umbre, toate gândite pentru a ne introduce în atmosfera specială a acestei sărbători a bibliotecii. Pentru că tinerii și copiii sunt vlăstarele comunității și fac parte din viața bibliotecii, le oferim la sediul central al bibliotecii, de la orele 12 până la orele 17, spectacole de neuitat, profesorul de joacă, lumea copiilor, teatrul de păpuși, ocolul pământului în 80 de bazme, școala veselă, experimente științifice distractive, poveștile magicianului zăpăcit. Profesorul de joacă al copiilor și tinerilor nu va fi altcineva decât renumitul câștigător al premiului 2 al concursului internațional România au talent, Leon Magdan. Va fi realizată și o evocare istorică ce îl aduce în prim plan pe cunoscutul actor Cosmin Brehuță, dar și un spectacol de muzică folk cu Florin Kamen. Mult așteptatul moment din cadrul evenimentului Nocturna Bibliotecilor este însă spectacolul Sunt un orb cu Horațiu Mălăele. Marele actor va acorda autografe după spectacol. Foarte interesant programul pus de dumneavoastră pentru această zi. Așadar, avem o expoziție de fotografie veche a Târgu Jiului în anii 80, perioada interbelică. Domnul Ion Țârlea este foarte cunoscut pentru fotografiile sale. Bănuiesc că programul nu se termină aici. Nu, cu siguranță nu se termină aici. De la ora 18:30, atmosfera de la mansarda bibliotecii se va încinge printr-un spectacol de teatru de umbre realizat de către Leon Magdan și de prezența maestrului Horațiu Mălăele, actor, scenarist, scriitor și regizor de film născut la Târgu Jiu, care va susține un spectacol de comedie dedicat tinerilor, adulților și seniorilor, la final onorând publicul spectator cu o sesiune de autografe. În cadrul nocturnei bibliotecii, la secția de artă Iosif Chieber a Bibliotecii Județene Cristian Telgorj, participanții se vor bucura de un spectacol de muzică folk special oferit de Florin Kamen.